În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, drept măritorilor creștini, ce mult contează în viață pe cine urmăm și de cine ascultăm. Ce mult contează să știi cine este păstorul cel bun și pe al cărui urme calci tu. Ce mult contează să știi de cine asculți și de ce. Ce mult contează să știi și să crezi în cel pe care îl urmezi, să-l știi și să știi cine este și de ce mergi după el. Noi, ca și creștini, îl urmăm pe Iisus Hristos. Pavel ne cere și ne spune: urmați-mi mie, precum și eu urmez lui Hristos. Așa ne spune el. Și oare întrebăm și noi, deci îngânește oameni care nu știu multe, oare Iisus Hristos, cine este el? Ca să întărim credința. Răspunsul este: Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Ai văzut? Ca să nu uiți. Dar oare de ce zicem noi că e Fiul lui Dumnezeu? Pe ce ne bazăm noi când zicem asta, e Fiul lui Dumnezeu? Asta o spune chiar Tatăl cel Ceresc. La botezul Domnului, oare ce zice Tatăl despre Iisus Hristos? Acesta este Fiul meu cel iubit, acesta este. Veșine Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dar oare pe tabor, la schimbare la față, Tatăl când vorbește, ce zice despre Iisus? Rostește același cuvinte: acesta este Fiul meu cel iubit. Vezi a cui fiu este Iisus? Vezi cine este Iisus Hristos, Domnul? Fiul lui Dumnezeu. În timp, la plinirea vremii, însă Iisus a socotit să ia trup omenesc, să se facă ca și noi. O trebuie să vină la noi să ne scape de rău și de păcat și să ne împace cu Dumnezeu. De aceea a venit Iisus și a luat trup omenesc. S-a făcut asemenea nouă afară de păcat. Și la Filipeni Pavel, că Iisus s-a smerit pe sine, chip de rob luând, ajutorul făcându-se până la moarte și încă moartea pe cruce. Așa a făcut Iisus Hristos pentru noi. Și a luat iarăși un nume, Fiul omului. E Fiul lui Dumnezeu, că e din veci în cercul Dumnezeu, dar a devenit și Fiul al omului. E numit Iisus Hristos și Cuvântul lui Dumnezeu. Că el ne vorbește nouă despre Tatăl, ne descoperă pe Dumnezeu, ne descoperă cele ce trebuie să le facem, ne descoperă viitorul, ne descoperă multe taine și ne arată multe învățături de folos pentru noi. Iisus este Dumnezeu, dar este și Dumnezeu adevărat. Dumnezeu. Dacă citim la Ioan 1:1 în Evanghelie, acolo scrie așa: ce la început era cuvântul, adică Iisus. La început. Așa zice Ioan. Deci Iisus era dintr-un început. Era cu Tatăl și cu Duhul. Dintr-un început era. Și zice Ioan mai departe: deci cuvântul era la Dumnezeu. Iisus era în cer cu Dumnezeu, cu Tatăl. Și mai departe zice Ioan: și Dumnezeu era cuvântul. Deci Iisus este Dumnezeu. Așa scrie la Ioan 1:1. Și a scris Ioan aceasta ca nu cumva cineva să se îndoiască de Iisus și de a lui dumnezeire. Mai mult, cine este Domnul Iisus Hristos? Este Creatorul lumii.
văzute și nevăzute. Dar asta, de unde o știi? Tot din cuvântul lui Dumnezeu, care este Sfânta Scriptură, tot de acolo știm. Și anume acolo scrie așa, vorbind despre Iisus Hristos, zice, toate prin El s-au făcut, prin Iisus, și fără de El, nimeni nu s-a făcut din ce s-a făcut. Iată-L pe Iisus, Creatorul lumii, văzute și nevăzute. Dacă El le-a făcut pe toate, El poate interveni într-o toate, că El este Meșterul Suprem. Ne mirăm că a vindecat pe un slăbănog. Păi dacă se strică o mașină, mecanicul o repară. Dacă s-a stricat un om că e slăbănog, Iisus repară orice. Și mâinile, și picioarele, și ochii, și auzul, și limba, și orice ar fi. El e Meșterul Suprem și o face doar prin cuvânt, că are toată puterea Iisus în cer și pe pământ. Iisus Hristos este lumina pentru toți. Că a zis, eu sunt lumina lumii. Și ne-a cerut și nouă să luăm ca niște fii ai luminii, adică ai Lui. Așa a zis. Că niște fii ai luminii să umblați. Ne-a cerut și nouă să fim lumină, dar vom fi lumină dacă luăm lumină de la El și stăm cu El. Dacă nu stai cu El, care e lumina, atunci te-ai dus la întuneric. Nu-i vina lui Dumnezeu, nici altora, ci vina ta că te-ai dus de bunăvoie. Vedem că Iisus este Fiul Dumnezeu, Dumnezeu adevărat, Creatorul lumii și lumină pentru toți. Iată cine este Iisus Hristos. Dar oare noi, ce să-i zic, cum să-i zicem noi? Noi ca și creștini, să-i zicem altfel. Să-i zicem într-un fel pe înțeles și să nu greșim. Știm cum să-i zicem, dar mânați de credință și cu adevărul creștin în față, cu adevărul scripturistic în față, să-i zicem totdeauna, Iisuse, Tu ești Domnul meu și Dumnezeul meu. Și dacă zici așa, n-ai greșit. Deci Domn și Dumnezeu. Vezi cine este Iisus Hristos și cine trebuie să fie El pentru tine? Domnul meu și Dumnezeul meu. Dar dacă este al tău, nu te lăsa de El. Dacă este al tău, nu ce mâine mă duc, că las. Știți, scrie la Sfânta Scriptură, că este un Domn, Iisus Hristos, o credință în El, un botez, botezul Lui. Asta este. Nu mai multe credințe, mai mulți domni sau altceva. Sau să zici, El nu-i Domn, nici Dumnezeu. Dacă ai rostit cum a rostit cândva Toma, când a crezut Domnul meu și Dumnezeul meu, atunci este bine. Dar oare, cum l-aș numi pe Iisus dacă a venit să mă ajute? A venit să mă ajute, să ne ajute pe toți. L-am putea numi într-un fel care să fie potrivit pentru noi toți. Și luăm cuvânt nu din gura noastră, ci a unui proroc ce a vestit adevărul. Și anume, cum îl numește pe Iisus? Sfântul Ioan Botezătorul. Zice despre Iisus când îl vede, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Vedeți cum îl numește? A venit să ridice păcatele noastre. Vezi cum îl poți numi? Unul care a venit să se jertfească, să pătimească, ridice păcatele noastre. Dar zici, le-a ridicat, le-a luat asupra Lui. Și ce a făcut cu ele? Unde le-a dus?
că nu le poți îngropa în pământ. Ce să faci cu ele? Sau ce a făcut cu ele? Știi ce a făcut cu ele? Le-a dus până pe crucea de pe Golgota și le-a spălat cu sângele crucii sale. Vezi ce a făcut? Le-a spălat. Cum speli o haină murdară, așa spăla și Iisus păcatele noastre cu sângele său. Putem numi mielul lui Dumnezeu, căci a venit să se jertfească pentru noi, să ne curățească de rău și de păcat. Îi poți da numirea asta, dar să o faci cu credință, că așa a vorbit Ioan și l-a arătat la alții să creadă în el și să-l cunoască și să-l știe, nu să fugă de el, nu să locolească pe el. Dar oare, dacă el este Salvatorul, cum să-l numim noi? Sau cum l-a numit Scriptura, să-i mai zicem și noi? Dacă deschidem Sfânta Scriptură, vedem că este numit Mesia. Așa e numit. Cel promis din veci. Oare nu așa zice acea femeie samarineană la fântâna lui Iacob? Știi că va veni Mesia. Și Iisus îi spune, eu sunt. Vezi, i s-a descoperit că este Mesia. Putem zice Mesia, dar să știi la cine zici. Mesia este cel care salvează și ajută. Iar cei din Israel n-au recunoscut și n-au vrut să vadă în el pe Mesia, căci așteptau altceva, un Mesia pământesc. Un fel de rege pământesc, să-i scape de romani, le dea lor bogăția, puterea, tăria, să aibă avere, să aibă de toate. Un Mesia pământesc, atât, nu ceresc. Se vrea doar pentru trup, pentru trup, nu. Asta așteptau ei. Iar când Iisus le-a arătat că e Mesia, că e Dumnezeu, au tăcut cei ce au văzut, au tăcut, dar n-au zis nimic că ceilalți, având răutate în ei, dacă ziceau că e Mesia, voiau să-i omoare. Dar la femeie i-a spus cine este. Și a înțeles. Și a chemat și pe cei de acolo să vină să-l vadă. Și au venit toți. Și a stat la ei două zile să-i învețe. Dacă noi avem legea nouă, Noul Testament, și avem legea veche, Vechiul Testament, oare s-a scris ceva despre Mesia în legea veche? Cum să nu scrie? Și poporul Israel știa că s-a scris. A scris în primul rând Moise, luăm un exemplu pe Moise. A scris. Și prorocii au scris. Iar dacă l-a luat pe Moise, vedem că acolo vine și Filip îi spune Natanael, am găsit pe acela despre care a scris Moise și prorocii. Când a zis așa, Natanael a știut despre cine e vorba. A știut, acela e Mesia. Dar n-a comentat. A zis, oare este sau nu este? Și a venit să vadă. N-a zis niciuna, nici alta, ci doar a venit să vadă. Iisus a arătat că îl cunoaște și îl știe de mult. Te știu de când erai sub mochin, te-a văzut acolo. Ce taină a fost sub mochin, putem încerca să ghicim, dar nu încercăm. Să nu greșim. Dar atunci, ce a zis acel om chemat? Tu ești învățătorul, tu ești împăratul lui Israel. Noul împărat, împăratul cerești și va să fie, îl recunoaște. Din câte numele putem da la Iisus, dar toate le-a făcut ca să arate că lucrează pentru noi. Iar la noi împărăție nu-i din lumea asta. Vrea să fie împărat peste suflete. Dar nu să pună jug greu, ci jug ușor. Și al într-adevăr e jugul ușor. Povara lui e ușoară, jugul lui este bun. Că vrea să ne ajute. Dar vrea așa
Și noi să vrem să ne ajutăm pe noi, noi pe noi. Ne facem mine nouă în viața de acum și în viața viitoare. Iar cine are urechi de auzit, să audă. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.